să-mi zici puțin și de serial. Da. Pentru că eu nu mi-aduc aminte de tine într-o postură de fată rea, un personaj 100% negativ. Nici nu sunt. Sunt. Și aici? Nu. Te aveai șansa asta. Măi, cred că sunt cea mai bună dintre toți. Ce să mai... Cel puțin momentan sunt foarte, foarte bună. Apropo, tu chiar n-ai fost niciodată rea, așa, să te oprească lumea pe stradă, să te... În mono eram nici cea mai... Da, dar nici rea, că măcar aveai așa o scuză. Da, nu știu, da. Dar, da, aveam evident multe scuze, dar zic așa că era... Nu eram fata cu minte sau blândă, supusă. Aici sunt, foarte supusă. Sunt, practic... menajer în casa familiei Vlahu, pentru că am rămas orfană și ei cumva m-au adoptat. Sunt și copilul lor cumva, dar îi și ajut pe partea asta. Și apoi de la episod la episod apar detalii cumva din trecutul meu și lucrurile se complică, dar e foarte frumos, adică povestea chiar se descoperă foarte frumos. Cum au fost filmările, că a trebuit să faceți naveta, tu ai avut și alte proiecte, să faceți la Giurgiu, la... Ce să zic, încă se întâmplă lucrul ăsta și azi zic, mai am o premieră, mă mai întorc pe platou, am avut câteva zile, multe la rând de filmări care începeau la... Da, începea la 4 după amiază, mă rog, te luam mașina oricum la 2 și te termina la 4 dimineața, ajunge oricum la 5. Deci, și au fost așa în serie și eu trebuia să mă trezesc, mă puneam ceasul sună la 8, ca să pot să-mi văd copiii, să mă joc cu ei până când, că era vacanță sau... În fine, dar e așa mare entuziasm pe platou, sincer, și o echipă așa de frumoasă și dornică să facă lucruri bune și... încât nu simți efortul ăsta. Da, ai luat copiii la... pe platou? Nu au fost deloc interesați. Nu, adică Radu mi-a zis, băi, și el a vorbit cu ei, hai, nu vreți să vedeți? Nu, nu. Sigur, au fost și căldurile astea infernale și era puțin complicat. Aș fi putut să le iau pe Vlad. Am încercat să zic, băi, Vlad, e și cu împușcături, e cu chestii. Da, nu, poate altă dată, mama. Nu știu, poate o să vadă serialul și să înceapă să-i placă și, nu știu, o să vrea să cunoască parte pe ceva din distribuție. Dar nu are fascinația asta. Adică, să ne înțelegem, Vlad e un copil care atunci când apare la televizor schimbă. Deci nu... E sătul, ca și cum. Da, nu îi se pare mare chestie. Dar când o să faci și cu ei ceva? Pentru că dintotdeauna ți-am zis și mă uit și la Lia, e atât de frumoasă și de expresivă. Când îi... Sau nu vrei să-i duci în zona asta, tocmai pentru că și tu ai fost de mică? Nu, că, adică eu am avut experiență plăcută, nu am numai amintiri frumoase, cumva, și... Nu știu ce să zic. Mi-e greu de luat o decizie. Nu-l simt pe Vlad ca fiind... Că, mă rog, Lia e chiar prea mică pentru asta. Dar nu-l simt pe Vlad încă responsabil, așa. El a avut la un moment dat, zice, mamă, vreau să-mi câștig banii mei din care, că și tu ai avut banii tăi încă din copilărie, ca să pot să-mi cumpăr eu joc și nu știu ce. Și zic, da, Vlad, zic, dar e un job. Adică, eu pot să te duc dacă vrei la un casting, dar după care nu mai există caz, nu vreau, azi n-am chef, azi nu mă văd textul. Ai s-a părut într-o dată greu. Deci încă nu este responsabil așa cum eram eu. Și cred că oricum fetițele sunt mai tocilare, așa mai... Fetele, da. Mai muncitoare. Sigur că eu am o meserie pe care chiar o iubesc. Adică chiar îmi place profesia aleasă și lui Radu îi place în zona asta artistică. Și i-am... Adică știi că sunt părinți care zic, Doamne, să nu se apuce, deci nu știu ce. M-aș bucura să o ia în direcția asta, dar la fel m-aș bucura și în orice altă direcție ar lua-o dacă ar fi din pasiune și din dorință adevărată. Așa că poate se va întâmpla mai târziu, dar momentan nu există. Poate o reclamă ceva. A fost acum la premiera filmului, a stat, nu știu ce, la final mi-a zis, mama, deci pune acolo o întrebare și nu primește răspuns la întrebare. A fost foarte critic. E cinefil, vezi că e atent. Da, era la niște detalii și după care la Q&A se lungise foarte mult Q&A. Eu eram foarte fericită pentru că un public super special, anonimul, că te gândești că sunt oameni care merg, nu știu, ore întregi, 4-5 ore drumul, plus barcă și așa, ca să meargă să vadă niște filme, clar că sunt niște cinefili adevărați și întrebările erau foarte smart, așa, și la final el rămăsese în public, Radu era deja cu Lia afară și zic, ei, Vlad, cum s-a părut? Mama, sincer, mi-a descărcat o aplicație, am și șters-o între timp. Aș fi terminat jocul. Deci, chiar se lungea foarte mult discuția.
Săracul copil. Nu vrem nici noi să lungim discuția, să te las să te bucuri de colegii din seara asta, pentru că știm cum ai clipele astea, numărate pe degete. Distracție plăcută, mersi! Da.